Sunt cu prietena mea oală, o să-i pun un nume, o să-i pun Bitcoin ca nume. Bitcoin, perfect. Curul meu, curul meu când o vede pe asta, care și-a injectat grăsime și-a băgat și-a dres, râde de să cacă pe el când o vede pe asta. Coaie, cât de mișto de să fii frumoasă, natural. Când văd așa ceva, mă simt bine să-mi bag pula. Gen, eu nu mă luam de femeia asta dacă, gen, nu era clar că vorbește despre mine pe story-uri și eu, gen, n-am nici măcar o legătură cu ea. I-am dat mesaj la un moment dat și am zis că mai în glumă, mai în serios, că îmi place de ea, că nu știu ce. Bă, urât ce face, gen, să creadă că am d-astea cu ce fute ea, ce fute pe ea, apar. N-am treabă cu Ian și niciun caz nu am mai am treabă cu Călin. Deci, cârpele mele pot fi cârpele tale dacă îmi ceri aprobarea. O realizare pe ziua de azi, nu toate târfele sunt ok. Și eu care vreau să am și o prietenă curvă. Na. După cum ați văzut că arăt, o să vă credeți, Adam, că o să vă scoateți coastele ca să arătați ca mine. La Bia Califa ce zice că nu mă bagă părinții în seamă. Fii atent aici. Mama! Ai văzut, a răspuns la tine când? Ha, nu se mai poate. Cum să te iei de părinții cuiva când ai tăi să morți? Hai, dă capul meu cât de proastă poate să fie. Ea crede că nu mă mai bagă părinții în seamă. Păi ai tăi mai pot, mă. Ai tăi mai pot să te bagi în seamă. Hai, te chiar nu te mai bagă în seamă. Poate dacă tu îi ruga mai adânc așa, dacă te uita la ceruri, poate dă vreun semn măta din cer. Eu citesc cărți de dezvoltare personală, dar citesc cărți. Uite, am 7 cărți aici așezate pe noptieră lângă pat. What the fuck? What the fuck? Eu vreau operații multe ca să se vadă că am bani din prostituție. What the fuck? Personajul meu este cel mai bine gândit personaj. Am stat ani întregi să mă gândesc la el. Deci, what the fuck? Nu poate să mi-l copieze nimeni. Și e un personaj care prinde, înțelege? Eu nu sunt așa în realitate. Nu e ca și cum mă prefac o curvă ordinară proastă și am și devenit o curvă ordinară proastă. Înainte eram doar proastă. What the fuck? What the fuck? Ăștia care ziceți că dacă n-ai școală, ești proastă, sunteți proști, nu școala îți definește inteligența. What the fuck? Cu toate astea, să știți că eu citesc, eu sunt cultă pentru că citesc. Deci nu credeți că sunt proastă pentru că n-am școală. Eu citesc, am citit, uite, cărțile de dezvoltare personală. Astea citesc eu. Harry Potter, astea. Mă culturalizez-o. Ca de la personaj bad bitch la personaj bad bitch, personajul meu este un personaj care mai are momente de nebunie, care sunt drăgălașe și drăguțe și foarte multe momente în care poți să te distrug psihic fiind bad bitch. De ce? Pentru că lumea apreciază un om inteligent care face pe prostul, nu invers, așa că ești un bad bitch prost. Și ce credeți? Istoriul ăla e vorba de fosta lui Berechet și am primit informațiile astea din interior. Din interior a trebuit să primesc eu informațiile astea. Și cu toate astea, coaie, nu e vina mea că eu am crezut că sunt eu și toată lumea care a văzut istoriul ăla a crezut că e vorba de mine. Pentru că, în primul rând, sunt cea mai relevantă pizdă de pe internet și, în al doilea rând, coaie, nu te lua de cineva sfat, nu te lua de cineva ampulea de care ți-e frică să-i, gen, îi pronunți numele, să-i menționezi numele. Ești o pizdă proastă dacă faci asta. Nu zic că și eu m-am futut cu interloc, și eu m-am futut cu cămătar, cu ce vrei tu, m-am futut asta. Bă, dar nu mă definește ca persoană faptul că m-am futut cu un interlop în pula. Acestea fiind spuse, mi s-a terminat Caterinca, nu mai pot, nu mai vreau, nu-mi plac scandalurile, pentru că știu că le câștig pe toate, mi s-a luat. Eu nu știu, dacă știi cum se termină un film, nu te mai uiți la el. Pace și dragoste pentru Bia Califa. Coaie, puna mea, lasă-mă pe mine în pace, că am destule probleme, gen reale, la care să mă gândesc și pula mea n-am chef de certuri cu pis de pe net, să-mi bag pula dacă am. Tot am mai zic, coaie, s-a luat de tortul meu, gen ceva, gen că își face măta, tort, nu știu ce. Băi, țărancu, mie, mama nu-mi face tort, mi-a cumpărat tort de gal de la Ana Pană și...
Mămica de ziua mea e preocupată să-mi vină mașinile la timp de la reprezentanță, că eu nu mi le cumpăr la mâna a doua ca tine sau ca alții. Nu să stea să-mi facă tort ca la țară. Mi-l cumpără de la cofetărie. Ana, pan, astea. And if I could, I'd get you the moon.